strategiile secrete de la Cotroceni. Dacă Elena Udrea ei a pe 3, Băsescu a fi teberât pe Coldea, hai, zboar-le pe Iohannis video. Sebastian Ghii a prezentat o serie de teorii care ar fi răsturnat calculele la alegerile prezidențiale din 2014. Conform fostului deputat PSD, Monica Macovei sau Elena Udrea puteau ajunge președinte. Totul ar fi depins de fulani, iar Traian Băsescu intra el în scenă, alături de Florian Coldea, prim adjunct al SRI, la acea vreme. Există alte teorii. Eu cred că Monica Macovei era una din favoritele lui Coldea. Ce se întâmpla dacă Ponta ia, evident, virgule pe primul loc, în primul tur, Klaus Iohannis pe 2 și Monica Macovei pe locul 3, în fața Elenei Udrea a lui Tericianu. Nu am spus doar eu teoria asta, a spus-o și Tericianu, a spus-o și Udrea. Dacă nu cumva Horia Georgescu de la An în alta curte îi spuneau lui Iohannis, domne, ai furat casele alea, e plin compatibil, ai cu stângul din cas, asta e, ierule oflau, pleac la plimbare, candidează Ponta cu Macovei. Fostul președinte, domnul Băsescu, s-o fi gândit, i dacă iese nu-i pe 3, me declar eu prim-ministru al dreptei, i cu nu-i președintei, uite, o se câtige drepata el de me pe Ponta la o parte. I, nu sunt departe de adevăr teoriile astea. Dacă Elena Udrea ei a pe 3, Băsescu a fi teberât pe Coldea, hai, zboar-le pe Iohannis. Serviciul, major, Coldea, acum, cu directorul Helvig, putem să-i blame, să-i boscordim, să nu ne convin, dar, împreună cu cei de la SIEI alte instituții, sunt, de multe ori, pui în fața unor situații. De ce trebuie președinii, premieri, liderii de partide pe care noi nu le tim, nu le cunoatem? De multe ori, Maior, Coldea, s-au descurcat bine, i-au făcut eforturi mari în fața unui Traian Băsescu minunat, dar a avut i președintele situaii. Iar gestionarea sfârșitului de mandat a lui Băsescu a fost un challenge-uria. Nu îi consider, nici pe Coldea, nici pe Covesi, proti sau incapabili, a spus Sebastian Ghii.